Este momentul să aflăm cum va fi vremea astăzi. Eu sunt foarte încântată pentru că nu înțeleg sper de că, ce, dar că eu trag nădejde că va fi frumos și cald. Ce-i drept, este puțin mai cald decât ieri pentru aceia dintre dumneavoastră care pleacă acum. Ce se întâmplă pe parcursul zilei? Nu spune mai Andreea. Știm. Asta nu mai știu. Bună dimineața. E destul de răcoare acum dimineața din cauza faptului că bate vântul, dar așa cum spunea Valentin, mai bine decât ieri, pe parcursul zilei se încălzește. Se mai opresc și ploile, dar în continuare prin vest o să fie ceva cantități mai însemnate și de mâine, poi mâine, din nou se întorc, adică avem așa o vreme nehotărâtă. Ei bine, vorbim și astăzi de vreme instabilă în mare parte din țară. Până la ora 9 avem în vigoare codul galben de ploi însemnate cantitativ, ce este valabil pentru Maramureș, Transilvania, Oltenia, dar și zona Banatului și a Crișanei. Astăzi temperaturile sunt bune pentru această dată, ceva mai ridicate pe jumătatea sudică a țării și din nou mai scăzute în estul Transilvaniei. Cam 20 de grade vor fi astăzi la Miercurea Ciuc. Se încălzește și în zona litoralului. În Constanța astăzi avem un jur de 24-25 de grade. Vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, așa cum vă spuneam, va fi destul de cald astăzi. Ploile se opresc deocamdată, însă de mâine s-ar putea să vorbim din nou de precipitații însemnate cantitativ. 26 de grade astăzi în Brăila și Slobozia, 27 de grade așteptăm în Călăraș, iar în Ploiești 25 de grade anunță meteorologii la amiază. În zona Olteniei mai plouă astăzi, mai ales după orele prânzului, vorbim din nou de precipitații însemnate cantitativ, ploi însoțite de tunete și fulgere. Temperaturile totuși sunt destul de bune, vor ajunge până la 23-24 de grade astăzi în Oltenia. În Banat, de asemenea, mai vorbim de ceva ploi pe parcursul acestei zile, însă și temperaturile mai scad aici, astfel că la Reșița vor fi 18 grade, iar în Timișoara în jur de 20 de grade astăzi la amiază. Ajungem în zona Maramureșului și vă spun că și acolo s-ar putea să mai plouă puțin. O să vorbim de asemenea de ploi ce vor fi însoțite de tunete, fulgere, dar și de grindină, iar temperaturile nu vor trece la amiază de 18 grade. De asemenea, în Transilvania plouă astăzi, în special în zonele montane, meteorologii vorbesc de cantități de până la 40 de litri de apă pe metru pătrat și izolat chiar și mai bine, 50-60 de litri de apă pe metru pătrat. 20 de grade vor fi astăzi în Miercurea Ciuc, 21 de grade așteptăm în Brașov și Sfântul Gheorghe și ceva mai bine în Târgu Mureș, 22 de grade astăzi la amiază. În Moldova, deocamdată, precipitațiile se opresc. Dacă e să mai plouă, mai plouă doar prin nordul regiunii și doar izolat vor mai fi ceva ploi, însă de scurtă durată. Temperaturile aici vor fi destul de bune, de la 23 de grade în Suceava până la 26 de grade în Focșani și Galați. Vedeți că temperaturile sunt în creștere în zona Moldovei și se apropie ușor-ușor de cele de vară. În Dobrogea se încălzește serios astăzi. Dacă ieri aveam maxime de 18-19 grade, ei bine, astăzi la amiază vom avea în jur de 23-24 de grade în Constanța și de asemenea în Tulcea. Ceva mai rece în Sulina, doar 18 grade. Și în capitală va fi vreme caldă astăzi, o maximă de 26 de grade, spun meteorologii, și e posibil să mai fie ceva precipitații, însă doar izolat. Acestea au fost informațiile despre vreme, revin puțin mai târziu. Olivia Valentin.